Și ce gol a reușit Cosmin Atanas. Până la urmă, dacă nu încerci poarta, nici nu știi dacă vei putea să faci diferența. Atenție! Este gol! 3-2! Petrolul a trebuit să fie cravașată de Chindia Târgoviște pentru a se trezi. Petrolul Ploiești reacționează. 3-2, 2-3, o stare de spirit care se schimbă imediat pe arena Ilie Oană. Spectacol în acest final de meci. Consternat de astă dată Mihalcea. Cred că pulsul lui Nae Constantin este 5000. Glumind puțin, Cristian Irobiso marchează un gol care se poate dovedi extrem, extrem de important. Da, o fază la limită. Celea anulează poziția în afara jocului posibilă a lui Cristian Irobiso, care cu vârful bocancului îl păcălește pe Dinu Moldovan. Dinu Moldovan nu este prea convingător acolo și iese destul de rău, pentru că desface foarte mult picioarele, fandează foarte mult și balonul este trimis printre picioarele acestuia pentru Chindia Petrolul 2-3. Este normal și această reușită a trupei lui Nae Constantin va fi verificată din camera VAR, acolo unde se află Sorin Costreie și Vladimir Urzică, pentru logică poziția în care se afla atacantul Petrolului Irobiso. Este gol validat și pentru formația oaspete. Irobiso, iată, în minutul 82. O aduce pe Petrolul în avantaj, însă Chindia nu renunță. Ocazie bună!